Guvernul a aprobat legislația necesară acordării sumei de 10.000 de lei medicilor veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, împuterniciți pentru efectuarea acțiunilor sanitare veterinare publice. Astfel a fost aprobat cadrul legal primar referitor la condițiile în care poate fi acordată suma lunară de 10.000 de lei exclusiv TVA, stabilită de legea 236 pe 2019 pentru beneficiarii contractelor încheiate în vederea realizării activităților sanitare veterinare publice. Urgența promovării Ordonanței de urgență a Guvernului a fost impusă de necesitatea asigurării cadrului legal primar specific pentru contractarea activităților sanitare veterinare publice în contextul în care este imperativă protejarea sănătății animalelor și siguranța alimentelor. Menționăm faptul că de la începutul anului 2020 până în prezent s-a înregistrat un număr semnificativ de circumscripții sanitar-veterinare vacante, ceea ce implică consecințe deosebit de grave pentru garantarea statusului de sănătate al animalelor și implicit sănătății publice. Se impune asigurarea asistenței medicale veterinare, care în lipsă duce la pierderi economice, iar absența supravegherii epidemiologice a animalelor determină pierderea statusului de sănătate al animalelor recunoscut pentru România. De asemenea, modificările și completările legislației adoptate de guvern constituie un instrument util în contextul prevenirii și combaterii unor epizotii majore cum ar fi pesta porcina africană și gripa aviară. De asemenea, s-a introdus la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prevederea ca toți medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, să poată interveni prin utilizarea de substanțe tranquilizante în situații de urgență, atacuri ale urșilor, lupilor, altor animale care pun în pericol viața și bunurile cetățenilor. Pentru anul 2020, sumele de care vor beneficia medicii veterinari vor fi asigurate din bugetul ANSVSA.